La ora 23, atenționarea de cod portocaliu pentru sudul și estul țării și încetează valabilitatea, dar intră în vigoare o altă avertizare. Datele meteo pentru zilele următoare au fost oferite aseară în cadrul comandamentului de iarnă de la guvern de către directorul ANM Ion Sandu. Din informațiile care le avem, joi, în jurul prânzului, vor ieși toate aceste avertizări, și cod galben și cod portocaliu. Vitezele vântului scad destul de rapid, zăpada însă încetează joi la prânz, dar viteza vântului scade, dar mai rămâne în jur de 40-45 de kilometri pe oră. Astfel, codul portocaliu va fi valabil doar pentru 8 din cele 14 județe, și anume Călăraș, Ialomița, Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea și Galați. De asemenea, începând cu noaptea de miercuri și până joi de dimineață, se prelungește atenționarea de cod galben pentru București și județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Iași, Vaslui, Bacău și Covasna. După ninsori vine însă gerul, dar potrivit conducerii ANM, în februarie mai sunt așteptate episoade de viscol și ninsori abundente.